Și repede vă dau salutare, scumpi și dragi colegi de izolare. Vai de mine, ce emoții! N-am auzit soneria la telefon și am crezut că o să întârziu la întâlnirea cu voi. Era să mă ia cu leșin, cu lipotimie, ca ieri pe domnul Ciolacu, șeful de la PSD. L-ați văzut? Era în plină conferință de presă și a căzut săracul. Era să dea cu capul de pupitru. Păi cred și eu că te ia cu leșin, că citea măsurile de redresare ale economiei propuse de PSD. Scutiri, tăieri de impozite, vouchere, ajutoare sociale. Cum să nu te ia cu leșin? Cu ce aia? Lipotimie. Un fel de leșin mai slab, ca PSD, un partid, dar mai slab. Lipotimie. Bine că n-a fost doamna Dăncilă, că ea săraca nici nu putea pronunța. Lipie. Hehe. Meică foto. Dita mai Ciolacu, domne, să sufere el de lipotimie. Păi s-au făcut analizele după aia, n-are coronavirus, n-are nimic. Păi măcar un colesterol, o glicemie mai ridicată, așa, a avut cădere de calciu. Bine, că au și cădere în sondaje, lipotimie, că e obosit, cică. Domnule, și când stai în opoziție și nu faci nimic, obosești și ajungi să dai în lipotimie? Că uite ăștia de la PNL fac, încă prea multe. Acum au luat un prieten de-a lor, au luat un prieten de-a lor care era vameș și l-au făcut dita mai șef la fisc peste un sfert de țară. Un vameș șef la fisc. De ce? Ca să ne muiască, vă muiască sau cum? Și-au mai pus un chelner director de spital. Asta mi se pare ok. Să ai chelner manager de spital, mai ales acum cu pacienții internați, săracii că n-au voie să aibă vizite, merge chelnerul printre ei, îi servește, îi întreabă, le aduce un desert. Bine că la sfârșit trebuie să-i lași ceva ciubuc, dar uite așa că legalizăm ciubucul în spitale. Să pricepe peneliștii, să pricepe, auzi, chelner, manager, vameș, șef la fisc. Păi și Ludovic Orban, ăsta ce e un dansator cu veleități de staroste care face pe premierul. Că trebuie să stea și el undeva, stă la Victoria, să ascunde de COVID. Că n-are banii lui Țiriac, care a stat o lună în Namibia, s-a ascuns în Namibia de COVID. O terminat de împușcat toate gazelele, toate zebrele și s-a întors la Balc. S-a închis în țar cu mistreții lui, vedeți? Dumnezeu nu culcă-te. Monica Tatoiu a rămas blocată și izolată în insula Reunion. Săracii băștinași de acolo sunt nebuniți la cât vorbește asta, că parcă e la România TV, atâta vorbește. Și-au început să le vândă și creme anti-aging. Numai Irinel Columbianu, săracul, s-a retras în Colentina. Are și el o vârstă, dar nu mai are bani. În Colentina nu să-l găsească COVID-ul, dar îl găsește administratorul, că e dator cu vreo 1800 de lei la întreținere. Ce ajunge om? A? Dar ce ne pasă că am intrat în linie dreaptă, cum ar zice Mutu? De vineri începe relaxarea, nu-i așa? Mă, ăsta parcă e sloganul de la berea Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Nu mai bine foloseau sloganul de la Bergenbier, prietenii știu de ce? Sau una bună împreună? Păi nu-i prea voie una bună împreună, pentru că distanțarea socială ne ține la 2 metri. Dar oricum să-i tu slogan de la o bere pentru marea dita mai relaxare. Nu știu ce să zic. Voi ce ziceți? Cum e cu relaxarea asta de vineri? Că Iohannis zice că nu avem voie să ieșim din localitate, Orban zice că avem voie să ieșim din localitate, Vela zice că avem voie să ieșim și să mergem și la pescuit. Și Nelu Tătaru zice, stați acasă, că n-am atins vârful pandemiei. Păi așa suntem noi. Prima dată ne relaxăm ca să fim odihniți pe când vine vârful pandemiei. Am ieșit un pic în weekend aici, vorba românului, în jurul căsii. Fain, no, fain, soare. Vezi cât e un decolteu, glezne goale și aici mască. Parcă e dintr-un film sadomaso. Deși întreb, are biciu și cătușele în poșetă? Nu știu, cumva o fi, că nu a fost niciodată să nu fie. Cumva vă mulțumesc că m-ați urmărit și în weekend, ați mai aflat ceva despre originile mele umoristice, că am făcut emisiune la televizor, pe Look Plus. După aia, adică înainte, am pornit dintr-o trupă studențească de umor, deci vedeți, totul se leagă. Nu vin eu să vă țin aici de povești degeaba. Am o expertiză, nu-s Ludovic Orban să nu mă pricep. Adică, mă pricep în măsura în care voi reacționați la ceea ce zic. Mulțumesc că v-ați abonat și pe YouTube, mulțumesc că dați atâtea share-uri și pe Facebook și ce pot eu să vă doresc? Decât o săptămână extraordinară. E căldură, e soare, e frumos. Să gândim pozitiv, nu-i așa? Că toți astea ne învață. Să gândim pozitiv. Să ne gândim că o să trecem și de hopul ăsta, de obstacolul ăsta,
Dar să nu rupem ușile după data de 15 mai. Bine, dacă te duci la un salon să te aranjezi, să te epilezi, să te mumă, aia se acceptă, dar nu să facem ce nu se cuvine. Noi suntem aici, în primul rând, oameni civilizați, inteligenți și cu simțul umorului. O săptămână extraordinară vă doresc. Să vă meargă bine în continuare, dragi și scumpi colegi de izolare.